Aș vrea să îți mai uh, dau un alt principiu pe care vreau să-l uh, notez foarte repede acum, în caietelul tău, și anume, dependența este plăcerea de plăcere. Ok? Și o să explic mai ce înseamnă asta. Dependența înseamnă plăcerea de plăcere. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să o prezint așa în termeni mai uh, eclectici, mai nelepiști, a spune că dependența este o meta-plăcere. Meta înseamnă că este ceva care e deasupra. Da? Spre exemplu, uite, mie îmi plac uh, bananele, să spunem, da? Un, sau ciocolata. Una este să îmi placă ciocolata și să mănânc ciocolată și alta este să fiu dependent de ciocolată. Cu alte cuvinte... Una este să-mi placă ciocolata și alta este să-mi placă acțiunea de a mânca ciocolată. Și tot ceea ce presupune ea. Sunt chestii diferite. E bine, o plăcere poate deveni o dependență, o adicție, și exact la fel cum o frică poate deveni o fobie. ok? Există frică și există fobie. Fobia este o metafrică, este o frică de frică. Aia e fobia. La fel, în cazul dependențelor, dependența este o plăcere de plăcere. Adică, um, cum să zic, nu mai contează obiectul plăcerii, ci mecanismul plăcerii. Ăla a devenit acum mai important. De aceea spuneam că pentru mulți oameni, Um, adicția sau dependența Este de fapt nu mai, nu, mai, nu mai contează Cum să zic Finalitatea acțiunii Cu alte cuvinte Fumatul să zicem Ci gestul de a face asta Nevoia de a fi într-un anumit fel um, Lucram acum câțiva ani de zile Cu o doamnă care A la mine pentru că vroia să se lasă de fumat um, Și anume zicea, întrebam, când te gândești la fumat, cum, care e prima reacție, prima ta idee, prima ta imagine care îți vine în gând? Și ea spune, păi mă văd că stau, uite așa, și am țigara în mână și sunt așa, și am acest aer important și sunt ca o doamnă. În cazul ei, era vorba despre această nevoie de a fi percepută ca o doamnă. Ea a așa creat în mintea ei această imagine de importanță, de valoare, iar fumatul îi, dădea această, îi satisfăcea această nevoie. Mă amuz aici, uh, Carmen Camuc spunea, o ce prost tratată este problema asta, serioasă și importantă, plăcerea de precizie plăcere pe bune. Uh, Carmen, este excelent că nu ai aceeași opinie ca și mine. Este absolut normal, este absolut natural, nu trebuie să fii de acord cu mine. Sper să nu te împiedici de acest element și să poți să rămâi deschisă la restul informațiilor dacă acest element contrazice sau contravine crezurilor tale. Este absolut normal să fie așa. Cum spuneam și la începutul acestei prezentări, sunt informații care sunt convins că vor naște întrebări sau că vor naște chiar, uite, iată cum e în cazul lui tău, Carmen, niște reacții puternice. Este absolut normal să fie așa. Eu îți prezint ceea ce știu, nu trebuie să iei ad literam și nu trebuie să iei cu totul ceea ce prezint. Îți recomand doar să testezi și să vezi mai departe. Ok. Um, mergând mai departe, am spus așa că ăsta este un alt principiu și e important să e important să ții minte chestia asta, pentru că în momentul în care ții minte chestia asta, uite și întreb, întreb pe toți cei care sunteți acum aici în acest webinar. Dacă ai o anumită adicție sau dependență, oricare ar fi ea, scrie te rog în chat, când te gândești la tine făcând, manifestând acea adicție sau dependență, care este acea imagine, una singură, care îți vine mereu în cap. Adică dacă zici, um, Că dacă te imaginezi că te joci pe calculator, care este imaginea, care este scena care ți apare în minte? Sau dacă te gândești la a fuma, tu fumând, care este imaginea, care este scena? Dacă te gândești la a bea sau la droguri, care este acea imagine sau scenă? Lucram cu cineva și îmi spunea, întrebam, ok, în cazul tău, spre exemplu, spuneam, în cazul tău, când te gândești la tine fumând, care este acea imagine sau scenă care îți vine în minte, ori de câte ori te gândești? Și îmi spunea, când, uh, când, scrumez, când pun scrum, când dau așa la țigară și cade scrumul în scrumieră. Aia e imagine foarte clară. La altul era când trag primul fum. La altul era când scot țigara din pachet și bat uh, nu știu ce. La altul era când aprind. Deci o, fiecare are o anumită secvență. La unii e poză, la alții e film. La, la, unii e, cum zic, color, la alții e alb-negru. Nu contează cum este. Dar dacă ai să-ți dai voie, dacă ai să te gândești și să-ți dai voie la prima reacție care apare, când te gândești la tine făcând chestia aia, care este acea imagine care îți vine în minte cu tine făcând acea chestie? Da? uite, Lorena spune că relaxarea absolută. Da, dar eu am întrebat care este imaginea. Relaxarea absolută nu spune nimic care este imaginea aia concret, dacă ar fi să-i fac o poză, ce aș vedea, da? Adică la modul ăsta, la modul ăsta vreau să-mi, să, să scrii, să-mi spui, ok, imaginea cu mine făcând ceva sau imaginea cu nu știu cine făcând ceva. Poate fi orice, nu contează ce. Dar e important să clarifici chestia asta. Um, și um, Iordache spune, nu văd nimic. Bun, dar dacă ai vedea ceva, știi? Adică dacă ai vedea ceva, ce parcă care ar fi? Știi? Adică nu rămâne, în... eu nu văd nimic. Nu, ok, nu vezi, dar dacă ar fi să vezi, dacă ar fi să fie o imagine care să reprezintă, să fie reprezentativă în mintea ta despre acea adicție sau dependență pe care tu o ai, dacă o ai, care ar fi aia? Despre asta e vorba. Da? Cătălin, eu nu spun, eu sunt relaxat, implicat și absorbit într-un într-o într luptă de strategie. Ok, da? Deci, și aici fii fi Încă o chestie, și aici un element, că acum trecem ușor- ușor către cum putem să ne eliberăm de chestia asta, da? Această imagine, dacă n-ai niciuna, bă, dar dacă ar fi să ai una, cum ar fi? Adică, gândește și la modul ăsta, și nu spunem, la mine am niciuna, game over. Nu e game over. N-ai niciuna, dar dacă ar fi să o ai, care ar fi aia, da? Eh, și acum vreau să te emoționez la o chestie. În această imagine, această imagine care ți-a venit, te vezi pe tine din afară, ca și cum ai fi într-o parte și te vezi pe tine, sau te vezi prin ochii tăi. Te vezi prin ochii tăi, ca și cum eu, uite cum spunea nu-ți iau cazul, iau exemplul său, um, te vezi, ești la calculator acum, cum spuneai tu, relaxat, implicat și absorbit într-o luptă, sau te vezi din afară, cum stai la calculator implicat, absorbit într-o luptă. Sau dacă e fumat, alcool, orice altceva, întrebarea este, deci, oameni buni, cum este? Te vezi prin ochii tăi sau te vezi din afară ca și cum te uita la o altă persoană? Asta e întrebarea, da? Bun. Uh, uite, Maria Ana Compodi spunea când dau fumul afară, știi, uh, e o senzație de ușurare, excelent, da? Iulia Ignat spune că mă văd din afară, ok. Imagini cu dulțuri, spune The Stoian Gabriela. Ok. Uite, voi cu Ioana. Oana spune în cazul meu este liniște, pauza este momentul de respiro, mă văd tot timpul stând pe scaun singur, e momentul meu. E foarte, foarte frumos, bravo, foarte frumos. Uh, Marilena spune, eu n-am nicio imagine, am o stare. Bun, Marilena, dar pentru un copil mic și prost, așa ca mine, care nu înțelege ce înseamnă am o stare, spune -mi, frate mie, așa pe limba mea de copil mic și prost, dacă ar fi să-mi imaginez starea asta care ar arăta a ceva, a ce ar arăta? Ce imagine aș putea să văd? Știi? Alex Buzat zice, văd o fată frumoasă în ghilimele, seara stând în, singură în picioare la geam și trăgând profund fumul în piept. Bravo, excelent, bun. E, prin ochii mei, cel mai adesea vei vedea, cel mai adesea vei vedea că această imagine a ta despre tine făcând acea acțiune, acea dependență, adicție, cel mai adesea va fi prin ochii tăi. Eu stau la geam și fumez, eu stau la calculator și mă joc, eu fac acțiunea aia. Ok? E bine, uite ce îți propun. Reia aceeași imagine care ți-a venit sau pe care ai construit-o, dar uită-te la ea ca și cum te-ai uita la cineva, nu la tine. Adică, ca și cum ai fi din afară și te uiți la tine. Da? Deci nu prin ochii tăi, nu stând tu la geam și reflectând, sau nu stând tu singură pe scaun, e timpul tău, nu prin ochii tăi, nu prin corpul tău, ci ca și cum ești în afară și te uiți la cineva care stă în fund pe scaun, sau te uiți la cineva care stă și se joacă la clocător. sau te uiți la cineva care stă în picioare la geam și fumează. Deci, cu alte cuvinte, să te separi, să te disociezi de chestia asta, de imaginea asta, să o disociezi. Să zici, ok, nu sunt eu prin ochii mei, ci văd din afară. Și vei vedea că în momentul în care faci chestia asta, se schimbă ceva. Un pic, mic, acolo. Se schimbă o chestie, da? Bun. Dacă deja te vedeai din afară, schimbă unghiul din care te vedeai. Adică, zicem, mă văd din afară sau mă vedeam din afară, ok, de unde? Din stânga, din dreapta, din față, din spate, de sus, de jos, de unde te vedeai? Oricare ar fi unghiul din care te vedeai până acum, poziționează-te în alt unghi, în altă poziție și vezi cum se vede din noul unghi. Și vei vedea că schimbând această percepție ta internă despre acțiunea respectivă, percepția ta despre acea imagine. Vei vedea că și ea are. e ca și cum se schimbă ceva acolo, se, se modifică ceva la nivel interior. Ok? Bun? Se modifică ceva intern și e foarte important să observi chestia asta.